Dragii mei, vă adresez un bun găsit și de data aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu și în numele Domnului Isus Hristos, în această seară, cu această ocazie, suntem împreună pentru a ne opri din alergare și, având în vedere că noi avem Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură la îndemână, care ne poate ajuta pe cărarea vieții, pe drumul vieții, în aceste timpuri deosebit de solemne, avem nevoie de lumina care este lăsată la îndemâna noastră. Și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie, îi mulțumim pentru jerfa de la Golgota. În seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu și numele Domnului Isus, studiem împreună un gând frumos și acest gând nu este altceva decât o întrebare care ni se pune, se apropie cel mai însemnat jubileu, aceasta este tema pe care noi o să o avem în această seară, cu această ocazie. Avem nevoie de pregătire, pregătirea inimilor noastre, pentru că fără de ajutorul lui Dumnezeu, fără de harul său, nu putem face nimic. Înainte de a trece asupra acestui studiu, împreună o să ascultăm cântarea ce va pregăti inimile noastre, cântarea Doamne, aș vrea să stau, pe care tinerii noștri prețioși, Adonis, Horia și Melisa, o va intona pentru slava lui Dumnezeu. acesta pe care fiecare dintre noi ar trebui să îl luăm în considerație, cumva se apropie cel mai însemnat jubileu și ne aplicăm asupra Bibliei cuvântului Lui Dumnezeu care ne poate ajuta să înțelegem, pentru că multe lucruri care ține în mod deosebit de înțelegerea lor să ne determine ca la piatra kilometrică unde noi ne aflăm, să înțelegem că e nevoie de făcut ceva atunci când ne apropiem de ceea ce înseamnă un jubileu foarte însemnat. Ce este un jubileu? Din ceea ce noi putem să avem surse credibile, este vorba de sărbătorire, o împlinire a unui număr de ani, de obicei 50 de ani, la producerea unui eveniment important. În legătură cu acest lucru jubileu, să vedem ce înseamnă a jubila. Este vorba de satisfacție, a se bucura din plin, a triumfa. Un exemplu pe care noi am fost martori în 2017 s-a sărbătorit 500 de ani de la reforma lui Luther. Și a zic ei, că cu acea ocazie, sărbătorim 500 de ani de la reforma pe care Luther a făcut-o. Reforma protestantă spune că s-a încheiat, deși cei care au ales calea compromisului, apostaziații, au ales să se dezică de principiile reformate și aceștia s-au aliat să sărbătorească. Adevărații protestanți există și au protestat și vor rămâne credincioși lui Dumnezeu. Aceasta este un exemplu pe care noi putem să îl luăm în legătură cu această idee jubileu. Citim mai departe un verset din Osea 14 cu 9 și Sfânta Scriptură ne spune în felul următor. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Avem nevoie să înțelegem că sunt factori care sunt în acțiune. Vrem sau nu vrem să credem, aceasta este realitatea. Și factorii sunt folosiți de cineva ca să ne facă robi. Și astfel, cineva este stăpânul nostru. Însă, există o diferență între stăpânul adevărat și un altul. Pe cine credem și alegem ori să credem pe cel adevărat sau să ne lăsăm înșelați, înșelați de amăgitor. Alegerea ne aparține. Ca oamenii am fost înșelați este o realitate incontestabilă, am fost deposedați de către satan prin înșelăciunea păcatului. Mulți se întreabă dacă există vreo soluție, iar răspunsul, da. Domnul Isus, doar El ne poate veni în ajutor, El a plătit prețul de rescumpărare, El este soluția pentru noi. Fără de Domnul Hristos, suntem robi, săraci, lămânzi și goi. La ce se lucrează acum, am vrea să fim cumva deposedați de puținul care ne-a mai rămas, libertatea de alegere? Prin cei de astăzi, Satan lucrează în planul său malefic să ne ia și dreptul acesta dat de Dumnezeu, liberul arbitru. Se lucrează intens pentru a fi deposedați de câteva lucruri care sunt lăsate să ne întreținem viața. O casă, o bucată de teren, dreptul de a gândi, dreptul de a crede și a ne ruga. Dacă nu te vei supune, nu vei avea dreptul de a cumpăra și vinde. Dar nu numai atât vor urma și altele, până la limita maximă. Nimeni să nu încerce să ignore realitate, asemenea struțului. În experiența nemărginită, Dumnezeu a prevăzut ce se va întâmpla în controversa finală. Sunt aproape 2000 de ani de când Dumnezeu i-a arătat lui Ioan în marea sa îndurare. Dumnezeu are soluția pentru a ne veni în ajutor. Deși lucrurile se înăspresc, și tensiunea crește la fel cum a fost la eliberarea lui Israel din sclavie Egiptului. Cunoaștem experiența poporului lui Dumnezeu când Dumnezeu s-a descoperit, și s-a descoperit lui Moise și l-a trimis pentru a sta de vorbă cu poporul Israel să-i spună că de fapt Dumnezeu vrea să-i elibereze și are planul acesta. Și când Faraon a fost înștiințat din partea lui Dumnezeu prin Moise, el a luat măsurile acelea, spune că a dat poruncă, au fost bătuți, puși la munci grele, mai mult ca înainte. Și până la urmă nici paie nu le mai, le, mai, le mai dădea. Dar toate acestea ne vorbesc despre eliberarea, atât pentru ei cât și pentru noi, se apropie cel mai mare jubileu, anul jubiliar, când pământul trebuie să se repauzeze. Haideți să intrăm în profunzimea acestei teme. Din istoria poporului Israel avem o învățătură pentru noi. Mergem în Cartea Sfântă în Leveticu, capitolul 25 și aici vorbește în felul următor. Domnul a vorbit lui Moise pe muntele Sinai și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. În ceea ce privește problema aceasta, sabatul și alte sărbători pe care poporul Israel le avea, nu erau altceva decât momente prețioase în care ei dovedeau ascultare față de Dumnezeu. Continuăm să vedem ce ne spune despre lucrurile care sunt scrise aici în Sfânta Scriptură, în Leviticul 25. Vorbește în versetul 4, dar în anul al 7 să fie un sabat, o vreme de odihnă. Deci, cred că am reținut ziua șaptea, sabatul în cinstea Domnului. Acum zice anul al șaptelea o vreme de odihnă pentru pământ. Un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acesta să nu-ți semene ogorul și să nu stai via. Era porunca dată din partea lui Dumnezeu. Mai departe, următoarea idee pe care vrem să o avem. Să numeri șapte săptămâni de la ceea ce scrie în acest capitol, de 70 de ori câte șapte, care, propriu zis, rezultă 49 de ani. Ce trebuia să se întâmple în al 49-lea an? În ziua a 10-a lunii a 7-a, să pui să se sune din trâmbiță răsunătoare, în ziua ispășirii și să sunați cu trâmbița în toată țara. Trebuia să se dea de știre pentru că urma să vină anul jubiliar. Ce se întâmpla de fapt în anul jubiliar? Pentru că avem nevoie să înțelegem când este vorba de jubileu sau anul jubiliar. Era un lucru pe care aceia care pe parcursul experienței lor ajunsese într-o situație în care pentru ei era de dorit, ei doreau, de fapt tot poporul lui Dumnezeu trebuia să se bucure de anul jubiliar. Și zice că ei trebuia să sfințească anul al 50-lea, să vestiți slobozenia în țară, pentru toți locuitorii țării, aceasta să fie pentru voi anul de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui și fiecare din voi să se întoarcă în familia lui. Pe această perioadă de timp, în perioada acestor 49 de ani, știm că nu putea nici ei să fie cumva în afara acestor lucruri ca o excepție. Și mulți dintre ei ajungeau în sărăcie, ajungeau ca să își vândă, sau mai bine zis, pământurile casele lor, ei înșiși să ajungă robi. Iar când venea, ce era pentru ei, pentru cei din popor care pierduseră tot sau pierduseră o parte din ceea ce ei aveau? Era anul veseliei, pentru că în anul acesta, în anul jubiliar, ei erau din nou aduși, datorită poruncii pe care Dumnezeu o dăduse, ca în felul acesta să pună capăt la anumite lucruri care, de fapt, se petreceau pe această planetă. Anul al 50-lea vorbește mai departe, să fie anul de veselie. Continuă mai departe, în anul acesta de veselie, versetul 13, fiecare din voi să se întoarcă la moșia lui. Porunca lui Dumnezeu era împliniți legile mele și păziți poruncele mele și veți locui fără frică în țară. Și o să spunem, da, aceast, acestea, aceste porunci care au fost date prin moise din partea lui Dumnezeu aducea cu un sărăcie, și dacă fie că este vorba de atunci când nu se semăna, și când anul al șaptelea Pământul era nelucrat. Ei aveau să se teamă urmând instrucțiunile, urma să ajungă la sărăcie, sau cei care, în anul jubiliar, prin faptul că ei se întorceau, ceilalți aveau de suferit ceva? Nu. Și să vedem ce ne spune aici. Dacă vezi, zice versetul 20, ce vom mânca în anul al șaptelea, fiindcă nu vom semăna și nu vom strânge roadele, toate acestea noi avem nevoie să le studiem. Să vedeți ce ne spune Sfânta Scriptură și ce se întâmpla în experiența lor ca popor. Cuvântul zice, eu voi da binecuvântarea mea în anul al șaselea, pământul va da roadele pentru trei ani, un an. Gândiți-vă că și pe vremea lui Iosif, când Dumnezeu a dat belșug de binecuvântare, urma să vină șapte ani de foamete, când urma, vă dați seama că în urma acelor șapte ani nu a fost o problemă simplă, că oamenii, doar numai la un an, au fost oameni care au murit datorită că au fost foamete într-un an. Dar șapte ani. Și zice că în anul al șasele va fi, din partea lui Dumnezeu, o binecuvântare, că va da rod pentru trei ani. Când veți semăna în anul al optilea, versetul 22, veți mânca din vechile roade până la al noului an. Până la noile roade, veți mânca tot din cele vechi. Deci asta însemna anul a șaselea de dea roade pentru trei ani. Și zice, pământurile, ce spune mai departe, să nu se vândă pe veci, că țara este a mea. De fapt, pământul acesta, planeta aceasta, toate cele care sunt văzute și nevăzute, cu aparțin, aparțin creatorului, lui Dumnezeu. Și noi suntem ca niște străini și niște venetici. Ce spune în educația? Împărțind moștenirea poporului său, scopul lui Dumnezeu a fost acela de a învăța prin ei generațiilor și generațiile viitoare principiile corecte legate de proprietatea funciară. Ținutul cananului a fost împărțit între toți membrii poporului, exceptați fiind numai leviții ca slujitori ai sanctuarului. Zice că atunci când în străina avea în orice moment libertatea de a o răscumpăra când era vorba de lucrul acesta că nu mai putea și ajungea în dificultate. În felul acesta fiecare familie era asigurată, erau legi, legi care erau date din partea lui Dumnezeu să-i ajute, să-i sprijinească, nu pe unul să țină în sărăcie și pe celălalt să-i ducă la o îmbogățire care, într-adevăr, lucrul acesta nu ajungea și nu ajuta în ceea ce privește și formarea caracterului și gloria lui Dumnezeu și pentru binele națiunii. În anul, ca și în anul sabatic, pământul nu trebuia să fie semănat și nici recolta strânsă, iar ceea ce se producea de la sine era socotit ca un venit îndreptățit săracilor. Deci observam cum Dumnezeu a luat aceste măsuri. Anumite categorii de robi, evrei, toți acei care nu primiseră libertate în anul sabatic, erau acum eliberați, deci atunci când venea jubileu. De aceea ce caracteriza în mod deosebit anul jubilear era înapoierea tuturor pământurilor către vechilor stăpâni, proprietarii lor care au fost la început. Pe temei unei poruni speciale a lui Dumnezeu, pământul fusese împărțit prin sorți. După împărțirea aceasta, nimeni nu era liber să-și vândă averea și nici nu trebuia să-și vândă pământul, în afară de cazul când sărăcia o obliga să o facă. Mai jos, următoarea idee, să vedem ce ne spune. Când a avut eliberarea poporului lui Dumnezeu din Egipt? Versetul 40, ca să mergem mai departe la un alt episod din istoria sfântă din Biblie, având în vedere experiența prin care au trecut poporul Israel. Și să vedem uh, eliberarea lor din robie, pentru că vorbim despre cei în anul jubiliar, toți robii și toți cei care pierduse reprin sărăcie și prin anumite împrejurări, factori care au lucrat să ajungă în această situație, Dumnezeu le dădea posibilitatea ca ei să fie, să-și recupereze și să-și revină, pentru ca să poată să-și câștige existența, să nu uh, rămână rob pentru totdeauna. Poporul Israel a ajuns în robia Egiptului și versetul 40 spune așa, șederea copiilor lui Israel. Știm experiența aceasta, cum ei au ajuns în Egipt, au ajuns până în final să o ajungă o națiune de robi, dar zice că șederea lor în copiilor lui Israel în țara Egiptului a fost de 430 de ani. După 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile Domnului au ieșit din țara Egiptului. Dumnezeu a spus că se va întâmpla lucrul acesta și zice noaptea aceea să fie prăznuită în cinstea Domnului. Pentru că atunci a scos din țara Egiptului noaptea aceea trebuia prăznuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și urmașii lor. Ceea ce de fapt Dumnezeu a spus că se va întâmpla a avut loc și Israel, poporul lui Dumnezeu, făcând excepție de o anumită perioadă de prosperitate, 400 de ani a trebuit să o petreacă în robia Egiptului. Și de acolo Dumnezeu i-a scos pe de o parte, noi putem vedea că acela care este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel și a ținut cuvântul și ce a împlinit, el a împlinit făgăduința pe care a dat-o lui Avram, i-a eliberat de acolo și acum Dumnezeu în planul lui i-a dus în Canaan, în țara Cananului, iar ei acolo trebuia să respecte ceea ce Dumnezeu i-a învățat prin Moise. Un alt lucru care vrem să-l avem în vedere în tema noastră despre Domnul Iisus când s-a născut El. Și avem din cartea profetului Daniel, și atunci când acest om al lui Dumnezeu, pe care despre el spune îngerul, când a venit pentru că el dorea să înțeleagă și a venit la el pe când el era în rugăciune, spune că el, când a început să te rogi, el se ruga pentru ca să înțeleagă cât se poate de bine cu privire la făgăduința pe care Dumnezeu o promisește poporului său. Știm că ei au fost duși în captivitate și timp de 70 de ani trebuia ca ei să rămână captivi în Babilon datorită stării de păcat și apostazie și ei acolo urma să fie după 70 de ani să fie duși înapoi și Daniel se ruga pentru aceasta Țara a trebuit, țara lor, care a trebuit să fie lăsată 70 de ani să poată să țină sabatele, pentru că noi de multe ori atunci când privim și oamenii de regulă, când lor li se spune sau citesc în Biblie anumite lucruri, ei cred că lucrurile acestea sunt la voia întâmplării. Nu, ele sunt legi date, legi sfinte, legi drepte și legi adevărate. Și zice despre Daniel când el era plecat în rugăciune, Spune că a ieșit cuvântul. Știm că el era plecat, a venit îngerul Gabriel la el să-i poată lămuri și spune despre el că este om prea iubit și scump. Ia aminte, dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Și lui a fost descoperit cu privire la ceea ce de fapt urma să se întâmple și anume că perioada aceea profetică în care pentru poporul Israel timpul acela care era rânduit și versetul 20, 25, după ce în versetul 24 vorbește despre săptămânile acelea, până când urma să se aducă la îndeplinire neprihănirea veșnică și este vorba de neprihănirea Domnului Isus și până la pecetruirea vedeniei și prorocia despre ungerea Sfântului Sfinților, tot despre Domnul Isus este vorba, și aici zice îngerul să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul cârmui, la cârmuitorul vor trece perioada aceea când zice, după aceste 62 de săptămâni unsul va fi stârpit, este vorba de săptămâna aceea după ce trece acea perioadă de timp se naște Mântuitorul, lucrarea pe care el o începe, la jumătatea săptămânii Domnul Iisus este omorât pentru noi, pentru ca să ne poată salva. Și zice, el va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, la jumătatea săptămânii va face să înceteze gerfa și darul de mâncare, este vorba de ceea ce prin jerfa sa, pentru că uh, animal jerfele care erau aduse, nu erau altceva decât ele făceau referință și indicau la jerfa care urma să fie adusă de Domnul Isus, viața sa care urma să fie dată ca jerfă pentru salvarea și mântuirea noastră. Deci, în perioada respectivă a avut loc că, la timpul nimerit, exact de profeție cum i-a descoperit lui Daniel și locul unde trebuia să se nască avem Mica din, capito din capitolul 5, Mica capitolul 5, versetul 2. Și tu, Betleeme, e frata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenia lui lui, dar totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui o bârșie se suie din vremurile steveci până în zilele veșniciei. Citim un paragraf din Spiritul Profetic, zice, marele plan al mântuirii își va găsi împlinirea în aducerea în întregimea a lumii sub protecția lui Dumnezeu, ceea ce de fapt s-a pierdut prin păcat, prin jertfa de la Golgota, nu numai omul, ci și planeta va fi și este răscumpărată. Tot ce s-a pierdut, nu numai omul, dar și pământul. Dar zice, pământul acesta va fi sălașul celui veșnic, a celor răscumpărat. Să veșnic a celor ascultători și rescumpărați. Timp de șase mii de ani, satana s-a străduit să-și mențină stăpânirea asupra pământului. Acum scopul inițial al lui Dumnezeu prin creațiune este îndeplinit. Sfinții celui preanal vor lua împărăția și împărăția lor va fi pentru veșnicie, din veșnicie în veșnicie. Ceea ce s-a petrecut în Betleem, Următoarea idee constituie o temă inepuizabilă. În ea este ascunsă adâncimea, bogăția, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Ne minunăm de sacrificiul Mântuitorului care a schimbat tronul cerului pentru ESLE și compania îngerilor pentru care l adorau cu vitele din grajd. Mândria și trufia omenească se simt ustrate în prezența lui. Și totuși, acesta nu a fost decât începutul misiunii sale minunatei sale și misiunii sale, minunatei sale iubiri. Pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilință aproape infinită dacă ar fi luat natura omului atunci când Adam se afla inocent în grădina Edenului. Deci și atunci când Primii noștri părinți, Adam și Eva, au fost așezați în grădina Eden înainte de păcătuire. Dacă Domnul Iisus, așa zice paragraful, ar fi luat natura omului chiar atunci, era o înjosire, o milință mare din partea Domnului Iisus. Dar cu atât mai mult, după 4.000 de ani de păcătuire, spune, așa zice, pana inspirată. Și zice că în Următoarea idee, pentru Fiul lui Dumnezeu, zice, el a luat natura omului, natura lui Adam și zice, însă, Domnul Isus a acceptat umanitatea în momentul în care neamul omenesc a fost slăvit de 4000 de ani de păcat. Ca orice copil a lui Adam, deci, observați când, când în mod deosebit, a avut loc această. Întrupare și-a acceptat umanitatea, când? La 4.000 de ani de păcat. Deci, Adam. A păcătuit, la 4000 de ani vine Mântuitorul Răscumpărătorul. Ca orice copil al lui Adam, acestea ar trebui să le avem în vedere. El a suferit legile eredității. Care a fost uh, aceste urmări se vede din istoria strămoșilor săi pământești? Cu astfel de ereditate a venit el să, ca să împărtășească necazurile și ispitele noastre, să ne dea un exemplu de viață fără de păcat. Deci, uh, este de reținut. 4000 de ani uh, până la Domnul Isus și 2000 de ani după Domnul Isus pentru a să fie în mod deosebit în ceea ce înseamnă planul și înțelegerea planului Dumnezeu, cei 6000 de ani, după 6000 de ani urmează a 7000 de ani. Un alt paragraf să vedem în legătură cu tema noastră. Puterea stăpânitoare a apetitului va sta la baza ruinei a mii de persoane. Când dacă ar fi biruit în acest punct, ar fi avut puterea morală pentru a câștiga victoria asupra oricărei ispite a lui Satan. Dar cei ce sunt robi ai poftei, deci observați că atunci când noi vorbim despre acest lucru, despre jubileu, înseamnă că tu ești rob și ai nevoie să fie liberat. Vorbind și din punct de vedere fizic, din punct de vedere ca și o chestiune, vorbind de problema aceasta care ne aparține experiența noastră de zi cu zi, dar și problema aceasta a păcatului. Și aici spune că mulți sunt robi ai unui apetit, sunt lipsiți de putere morală, care zice ei ar putea să se împotrivească. Și pe vremea Domnului Isus, știți că atunci când Domnul Isus era pe pământ, și farisei au avut curajul să spună că, de fapt, la, având în vedere discuția care a fost purtată între Domnul Isus și farisei, farisei au spus, noi n-am fost robii nimănui. Și foarte interesant că oamenii, ca și un om care este în suferință și boală, și el spune, eu n-am nimic. Cam așa făceau și farisei, deși erau de două robi. Era, erau robi ai păcatului și erau supuși romanilor. Și continuă aici și mai departe. Continuă păcătuirea omului, timp de șase mii de ani a dus roade ca boală, durere și moarte. Și pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, ispitele lui Satan de a îngădui pofta, vor fi mai puternice și mai greu de biruit. Nu observați că și prin atitudinea pe care au luat-o aceștia care s-au angajat să lupte împotriva bunăstării, împotriva umanității, împotriva adevărului, împotriva lui Dumnezeu, ei modifică lucrurile care ar putea să fie o hrană sănătoasă ca folosind această hrană să fie niște factori care să lucreze în detrimentul umanității și să-i ducă pe oameni la robie. Este realitate, o realitate care nu poate fi contestată de nimeni, care o vedem cu ochii noștri. Ce făgăduință avem noi? Făgăduința Domnului Isus că avea, să vedem acum în legătură cu ceea ce ne este dat. Făgăduința că Isus avea să vină ca mântuitor al nostru a fost făcută în grădina Edenului. Când a auzit-o prima dată, Adam și Eva s-au așteptat ca ea să, fie, să, se împlinească foarte curând. Așa că l-a ținut în brațe, când l-au ținut în brațe pe primul lor născut amândoi, a sperat ca el să fie răscumpărătorul. Dar nu așa trebuia să se întâmple. Vă rog să urmăriți. La mii de ani, după aceea, când a sosit clipa hotărâtă de Dumnezeu, Iisus a părăsit cerul pentru a se naște în Betleem, Hristos Lumina Lumii. Ce ne spune un gând prețios din, pana, din Cărțile Sfinte? De, pana inspirată ce ne spune. Mica noastră lume este cartea de studiu a Universului. ai El, declară că lumile necăzute și îngerii cerești au urmărit lupta lui Hristos în Ghețiman cu mare interes. Dezvoltând subiectul luptei de 4.000 de ani, observați că sunt mai multe citate care ele vorbesc despre citat care vorbește atunci când Iisus a biruit în pustia ispitii Domnul Hristos, când ne gândim paragraful acesta, vorbește despre ceea ce era biruința pe care Domnul Iisus a câștigat-o când era, zice, în, la cruce, ghețimanii și la cruce, Elen folosește fraza ca întregul univers a privit tot cerul, lumile necăzute au fost martore, ei au auzit și au văzut. Cerul a văzut ce privelește pentru universul ceresc. Și următoarea idee. Deci, timp de șase mii de ani, lucrarea de răzvrătire a satanei a făcut pământul să tremure. El a făcut lumea ca un pustiu și a nimicit cetățile de pe el. Și n-a deschis închisoarea captivilor. Timp de șase mii de ani temnița lui a primit pe poporul lui Dumnezeu și nu l-ar zice l-ar fi ținut pentru totdeauna robie. Dar Hristos deci observați care este de fapt planul și răutatea care a avut o diavolul chiar cu privire la poporul lui Dumnezeu. Nu numai că i-a afectat, nu numai că i-a înșelat și i-a dus la păcat, dar în temnița în închisoare, dacă ar fi fost după el și nu ar fi fost câștigată biruința de Domnul Isus, i-ar fi ținut pentru totdeauna. Dar spune că Domnul Hristos a sfărâmat lanțurile și a eliberat pe prizonieri. Faptul petrecut în Betleem și continuă, zice, noi ar trebui să admirăm sacrificiul Mântuitorului care a schimbat tronul, pentru Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o umilință aproape fără margini să ia natura omului atunci când Adam se afla în Eden. Și zice, care era consecințele, se poate vedea în istoria strămoșilor. El a venit cu o ereditate ca aceasta să împartă grijile și ispitele, să ne dea o pildă de o viață fără păcat. Pentru că o să spunem, dar de ce atunci după 4.000 de ani? O să ne explice și mulți dintre noi putem să înțelegem care este rostul, de ce doar după 4.000 de ani a ales Domnul Hristos să ia natura noastră. Ce ne spune în pustie despre această luptă și prețul care a trebuit să fie plătit? De unde a început lupta? În pustie Domnul Hristos nu s-a aflat într-o poziție mai favorabilă pentru a suporta ispitele lui Satan decât s-a aflat Adam când a fost ispitit în Eden. Fiul lui Dumnezeu s-a omilit și -a la natura omului după ce neamul omenesc rătăcise timp de 4.000 de ani. Observați din nou. Deci, unele după altele, paragrafele, aceste pasaje ne lămuresc foarte clar că este vorba de ceea ce s-a întâmplat în plinirea celor 4.000 de ani când în pustie ispitirii Domnului Iisus Hristos a biruit pe Satan, ceea ce a fost înfrângerea pe care a suferit-o Adam când ispitele lui Satan a venit la el acum Domnul Hristos prin biruința sa și prin împotrivirea față de păcat și față de ispite a câștigat victoria și biruința pentru noi. Și deci de la cădere, căderea omului, a lui Adam, până la biruința Domnului Isus, sunt 4.000 de ani. Să reținem acest lucru. Domnul Isus se aflat pe punctul de trecere, un alt lucru din Hristos Lumina Lumii, din ce cele două sisteme și cele două mari sărbători. El, mielul cel fără de pată lui Dumnezeu, era gata să se aducă pe sine jerfă pentru păcat și astfel avea să aducă la un final sistemul tipurilor și ceremoniilor care timp de 4.000 de ani au arătat către moartea sa. Pe când mânca paștele cu ucenicii săi, el a instituit în locul acesta serviciu care avea să constituie memorialul marelui său sacrificiu. Și zice, mai departe, Vorbim despre ceea ce înseamnă la mijlocul săptămânii va face să înceteze jerfa și darul de mâncare. Și avem în anul 31, la trei ani și jumătate după botez, Domnul Hristos a fost răstignit, astfel odată, cu marea jerfă oferită pe calvar s-a încheiat sistemul jerfelor care arăta timp de 4.000 de ani, deci din nou aceasta ne va cere ca noi să încercăm să uh, studiem pentru că avem nevoie de înțelegerea, pentru că ne apropiem de ceea ce înseamnă evenimentul acesta de dorit pentru mulți, pentru toți acei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și aici zice că la Calvar s-a încheiat sistemul jerfelor care arătase timp de 4.000 de ani către mielul lui Dumnezeu. Tipul se întâlnise cu antitipul și toate jerfele, darurile de mâncare din sistemul ceremonial trebuiau să înceteze. Câteva gânduri care, în mod special pentru vremea noastră, deci de la Domnul Isus Hristos, se vorbește de încă 2000 de ani până la împlinirea lor să se împlinească cei 6000 de ani după care pământul trebuie să se repauzeze. Ce ne spune aici? Stăm în fața, stăm la pragul unor mari și solemne evenimente, profețiile, se împlinesc în cărțile din ceruri, se scrie o istorie stranie și plină de evenimente. Totul în lumea noastră este în frământare. Sunt războaie și vești de războaie. Neamurile s-au mâniat, a venit vremea ca morții să fie judecați. Evenimentele sunt în schimbare ca să aducă ziua lui Dumnezeu care se grăbește foarte mult. Nu mai rămâne, ca să zicem așa, doar decât o clipă, dar cu toate dar cu toate că acum un neam se ridică împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, încă nu este confruntarea generală. Și e, zice cuvântul că e, cele patru vânturi sunt ținute până ce servii lui Dumnezeu sunt sigilat. sigilați aceștia, trebuie să fie sigilați într-un anumit timp, înainte ca să aibă loc sigilarea, cele patru vânturi sunt ținute, deși tensiunea crește acum la ora actuală și oamenii sunt îngrijorați de ceea ce urmează să vină, chiar mulți dintre ei își vor da sufletele de groază în așteptarea lucrurilor, o observăm că aceștia sunt ținuți până când? Până când servii lui Dumnezeu vor fi sigilați pe frunțile lor. Aceasta ne stă în față. Și atunci puterile pământului vor fi puse în mișcare. Și vor pune forțele în mișcare pentru marea bărtălie din evenimentele, din perioada evenimentelor finale. Un alt gândul pe care noi îl avem în, Spiritul Profetic, timpul prezent este de un interes copleșitor. Sunt oameni care privesc la ce se întâmplă și observă că ceva deosebit și hotărător este pe care să se întâmple și că lumea este pe pragul unei crize uluitoare. Vine Domnul Isus. Foarte mulți sunt ei, cei care studiază Biblia, ei sunt convinși că urmează să aibă loc venirea Domnului Isus. Și când va avea loc venirea Domnului Isus, nu va fi altceva decât acel jubileu care, de fapt, Făgăduința ne este dată cum lor izraelicilor le-a fost dată această făgăduință, la, fo la fel și nouă ne este, ne este dată această făgăduință. Suntem chiar în pragul timpului de strâmtorare și înaintea noastră se află, se, află, se află încercări la care nici nu visăm. Vremea strâmtorării care... Spre sfârșit, va crește în intensitate, este foarte aproape. La fel cu situația de, situația de criză în care uh, evreii nici paie nu li le mai dădea, mai mult erau puși să fie uh, ispravnici, îi băteau pe ei și îi dusese la o robie și mai cruntă. La fel, națiunile. Nu pentru că, de fapt, lucrul acesta voiește Dumnezeu, ci pentru că vrășmașul a toată dreptatea care a luat captiv lumea aceasta și ar vrea, dacă este posibil, să înșele chiar pe cei aleși, vrea să-i țină și înăsprește această robie și această cumplită stare de fapt. Cuvântul zice... Nu avem timp de pierdut în acest timp. Lumea este instigată de spiritul războiului. Profețiile din Daniel 11, deci vedeți ce spune, asta nu e de la mine, este scris, Elenuai spune lucrul acesta, au ajuns aproape în lor finală, este luat din revene la Herald și zice mai departe, noi trebuie să fim credincioși și este necesară o predare totală sub voința divină. Și acum să vedeți de ce. Un paragraf. Încă din 1845 mi-au fost descoperite din timp în timp pericolele care amenință poporului Dumnezeu și mi-a fost arătat că primejdie cu care se vor, va confrunta rămășița ultimilor zile. Se, acestea se vor înmulți. Aceste pericole mi-au fost descoperite până în timpul prezent. În curând vom asista la evenimente importante. Domnul vine cu putere și cu mare slavă. Satan știe că autoritatea lui câștigată prin uzurpare își va găsi curând sfârșitul. Acum este ultima lui șansă. Va aș ruga să urmăriți cu atenție ultima lui șansă de a obține controlul lumii, de fapt ce se vrea acum cu tot ceea ce este pus la cale, controlul acesta total, în spate la așa ceva, folosindu-se de acești factori, nu este adevărat ce spune Ellen White, că de fapt în spate la toate aceste acțiuni este Satan, în care omenirea să fie dusă, observați, cum zice aici, că el vrea să aibă controlul asupra lumii și va face eforturile sale cele mai hotărâte pentru a i distruge definitiv pe locuitorii pământului și când le spui oamenilor că ei ar trebui să aleagă să fie credincioși și că cei căruia ei îi slujesc, poate că este greu de spus, nu vrea altceva decât nimicirea lor Diferența dintre unul și altul, Iisus care moare, ne salvează, a plătit prețul și celălalt vrea să aibă controlul, ne duce la robie cumplită și în final să ne nimicească. Alegeți, analizați și judecați. Și ce ne spune aici? Cât de dorit este ca noi să alegem să fim credincioși și să credem că Dumnezeu a stabilit acel jubileu care vom avea ocazia împreună cu toți cei care sunt credincioși să, pe de o parte, pregătirea să o facă, să o facem pentru a-L întâlni în pace pe Domnul Isus Hristos. Și zice că cei care cred adevărul trebuie să fie asemenea unor străjeri care se află în turnul lor de veghere, în acest timp, oamenilor trebuie să li se spună că ne apropiem, cu fiecare zi ce trece ne apropiem de uh, timpul acela, anul jubiliar când pământul va trebui să se repauzeze. Ce ne spune aici? Vrăjmășia lui Satan împotriva binelui se va manifesta tot mai pregnant, deoarece el își adună toate puterile în ultimul său act de răzvrătire. Orice suflet care nu s-a predat de plin uh, lui Dumnezeu, și nu este păzit de puterea divină, nu avem siguranță. Să știți că nimeni nu va avea siguranță decât dacă alege cu toată inima să treacă în tabăra, să treacă de partea lui Hristos la dăpostul lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea să afle salvare, nu va putea să fie scăpat. Și zice, acei care nu vor fi sub ta lui Dumnezeu, de partea întru totul de partea lui Dumnezeu, vor intra în alianță cu satana împotriva cerului, alăturându-și se în bătălia contru, contra Domnului Universului. Este luat din schițe din viața mea. Acum, mai departe, să vedem următoarea idee. Satan este foarte preocupat făcându-și planurile pentru ultimul său conflict. Când toți vor lua poziție, toți, oamenii toți, de multe ori, foarte multe persoane tot își pun anumite întrebări. De ce oare trebuie să insiste asupra acestui lucru? Că toți, toți oamenii va trebui să iau o poziție. Pentru că aceasta se va cere. Și zice, după ce Evanghelia a fost proclamată în lume timp de aproape 2000 de ani, și o să zicem, dar există vreun semn care ne poate arăta că și Evanghelia are o limită până când ea se va, va fi propovăduită și va fi dată omenirii, lumii, ultima avertizare. Ultima avertizare va fi dată prin puterea Duhului Sfânt, ea cade în mod deosebit Duhul Sfânt și această lucrare va avea loc. Așa cum Dumnezeu l-a trimis pe Moise și pe Aron la Faraon cu dovada puterei divine, la fel poporul lui Dumnezeu va fi îmbrăcat cu puterea Duhului Sfânt, străjerii trebuie să-și facă partea pentru a avertiza, acei care vor să fie salvați vor fi chemați ca să ia poziție de partea lui Dumnezeu. Satana zice, încă mai prezintă bărbaților și femeilor aceeași scenă care a prezentat lui Hristos. În minunat este vorba de acea ispită când va cere oamenilor să se închină, va prezenta împărățiile lumii. Nu arată ce se întâmplă în Ucraina când tinerii mor cu sutele de mii, cei care au murit în Rusia, în Orientul Mijlociu. Nu arată sau în altă parte. Nu arată situația din Africa, cei care mănâncă odată nu știu când. Nu arată cum să arate așa ceva, să-și descopere el caracterul? Nu. Dar observați cum spune aici că el prezintă împărățiile lumii, arată ceea ce de fapt ascunde lucrurile rele și arată strălucirea, arată ceea ce de fapt cum i-a arătat și Domnul Isus Hristos. Și zice, le făgăduiește că dacă ei se vor închina, acestea vor fi a lor. Minciună! Vine Domnul Isus să pună capăt rebelului, răzvrătirii și păcatului, în felul acesta el caută să-i aducă pe oameni sub dominația, sub robia lui și acum să vedem așa cum era am învățat despre anul jubiliar ca și anul sabatic pământul nu trebuia să fie semănat și mai jos toți acei care nu-și primiseră libertate în anul sabatic sunt câteva lucruri pentru că ă, sunt oameni care primesc eliberare când vin la credință cu anumită ocazie cei care țin sabatul ei se repauzează în Dumnezeu pentru că ei ascultă de Dumnezeu. Cei care vin cu altă ocazie, cum este vorba în anul sabatic, sau dacă nu în anul sabatic, la sfârșitul acelui jubi sau la, în timpul acelui jubileu, în, 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 în anii aceia de 50, cum era pe vremea poporului Israel, iarăși o altă ocazie ca ei să primească eliberarea. O altă clasă de oameni. Uh. Mergem asupra unui lucru care este foarte important. Domnul Isus va veni în curând. Revenirea Domnului Isus este aproape. Când vine Domnul Isus, începe anul jubiliar și răspunsul este da. Suntem în fața evenimentelor finale și o să studiem din ce spune în Sfânta Scriptură Apocalipsa, care este descoperirea pe care noi o avem, să vedem plaga a șaptea și învierea specială. Ar fi bine să urmăriți cu atenție că toți avem nevoie să cunoaștem lucruri care sunt prețioase. Atunci când Dumnezeu ne vorbește, este un lucru bun și drept și se cuvine ca noi să dăm considerație a ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbim de venirea Domnului Isus, Biblia susține. Când vorbim de jertfa Domnului Isus, Biblia descoperă. Când vorbim de timpul și locul, găsim scris în Biblie. Când noi vorbim despre ceea ce citim din Sfânta Scriptură, despre revenirea Domnului Isus și anul jubiliar, găsim în Biblie. Și ce ne spune aici? Va fi un cutremur de pământ așa de tare... Și duceți-vă în capitolul 16, Apocalips, dacă vi se pare că lucrul acesta nu are suport. Și acolo veți găsi suportul. Va fi un cutremur, firmamentul că pare să se deschidă, să se închidă. Slava de la tronul lui Dumnezeu pare să străbată cerul ca un fulger. Munții se clatină ca o trestie bătută de vânt. Pământul întreg se agită și se umflă ca valurile mării. Scoarța lui se rupe în bucăți, chiar și temeliile lui par să cedeze. Lanțuri de munți se scufundă. Așa va fi... Acestea sunt ceea ce descrie pana inspirată cuvântul. Stările, starea de lucru care va fi. Porturile mărilor care au devenit asemenea Sodomei, prin elegirea lor sunt înghițite de apele înfuriate. Mari pietre de grindină, fiecare în greutatea unui talent își fac opera de nimicire. O să spunem, așa să fie, de acum încolo vom vedea judecăți nimicitoare. Acestea vor crește în intensitate. Până când va veni ziua cea mare, ziua cea mare și înfricoșată. În timpul acesta spune că Dumnezeu, când are loc cu tremură de pământ, plaga a șaptea, în componența ei, are cu tremură de pământ și grindina mare. Când pământul se cutremură, când vocea lui Dumnezeu face să se cutremure pământul, și, pentru că spune cuvântul, pământul se cutremură, și cuvântul zice că în timp ce are loc, zidurile închisorilor se dărâmă, orașele și palatele mai marilor se prăbușesc, niciodată n-a fost un cutremur așa de mare, firmamentul se deschide, prin spațiu deschis se aude și se vede slava lui Dumnezeu, se aude glasul lui Dumnezeu care anunță ziua și ceasul venirii lui Isus. Spune aici cuvântul, nori întunecați care și grei veneau și se izbineau unul de altul. Cerul s-a împărțit în două și s-a făcut sul. Apoi am putut să privim prin spațiu deschis spre Oreon, acolo unde e tronul lui Dumnezeu. Când am auzit glasul lui Dumnezeu de repetate ori, zice în perioada precedentă a revenirii lui Isus și zice asemenea multor ape care ne-a spus ziua și ceasul venirii lui Isus. Sfinții în viață, în număr de 144.000 au știut și au înțeles glasul lui Dumnezeu în timp ce nelegiuiții credeau că este un tunet. E o diferență. Una e să fii copil al lui Dumnezeu, să crezi pe Dumnezeu, alta e să alegi să fii departe de El. Dumnezeu declară ziua și ceasul venirii lui Isus și pronunță legământul cel veșnic cu poporul său. El rostea o frază, apoi se oprea, în timp ce cuvintele sale se rostogoleau peste pământ. Israelul lui Dumnezeu stătea cu ochii ațințiți în sus, ascultând cuvintele care ieșea din gura lui Dumnezeu. Era înspăimântător de solemn. La sfârșitul fiecărei propoziții, sfinții strigau glorie, aleluia, Fața fețele lor era luminată de slava lui Dumnezeu, care strălucea de slavă cum a strălucit fața lui Moise când a coborât pe Sinai. Nelegiții nu putea să privească din cauza slavei. Când binecuvântarea veșnică furostită, foarte frumos, ce făgăduință măreață, prin păzirea sabatului sfânt, un strigăt de puternic de biruință asupra fiarei și chipului ei, nu am nici cea mai vagă. Vă rog să urmăriți ideea, acum, cu privire la timpul pronunțat. Dumnezeu i-a spus, Elen El White a auzit, când a revenit din viziune, a, lucrul acesta a fost des din mintea ei. Prin fața mea a trecut scene atât de emoționante și solemne încât nimic nu este în stare să le descrie. Pentru mine totul a fost o realitate vie, pentru că la încheierea acestor scene a apărut marele nor alb care stătea Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Ce frumos va fi! Dumnezeu a ales să salveze poporul său la miezul nopții. Soarele va apărea în toată puterea lui. Cum va fi? Cum va fi scena aceea? Munții, zice mai departe, în timp ce oamenii legiți ridiculizau, deodată a apărut soarele în toată strălucirea lui, iar luna a stat pe loc zice, totul părea ieșit din cursul normal, râurile au încetat să mai curgă și spune foarte clar, cu tremură de pământ, mormintele s-au deschis iar cei care muriseră în credință în solia angelului al treilea, adevărul pentru acest timp, au ieșit din paturile lor de țărână proslăviți ca să audă legământul de pace pe care avea să facă Dumnezeu cu cei care au văzut legea sa, cerul se deschidea se închidea, munții se zguduiau când Dumnezeu a anunțat ziua și ceasul venirii lui Isus și ale rostit legământul cel veșnic, zice, Israelul lui Dumnezeu stătea cu ochii pironiți spre în sus, ascultând cuvintele care veneau din gura lui Dumnezeu. Foarte, foarte frumos, încurajare mare pentru poporul lui Dumnezeu, pentru acei care aleg să fie credincioși. Și zice, apoi, lucrul acesta este bine să-l subliniem în mintea și în inimile noastre să-l să, -l, să -l luăm aceasta. Apoi a început jubileu, anul jubiliar, când țara, pământul trebuie să odihnească. L-am văzut în vechea traducere, zice pământul, aici zice țara, dar în, vechea tradu în traducerea veche spune pământul trebuie să odihnească. Adică deja se intră în al șaptelea mii de ani, să încheie șase mii și asta înțelegem noi din acest lucru. Zice, l-am văzut pe sclavul. Evlavios credincios, ridicându-se în biruință, lansurile, vă dați seama, și -au, spune, și-a scuturat lanțurile care le legaseră, în timp ce stăpânul nu mai putea, deși până atunci fusese legat, vă dați seama, extraordinar, extraordinar ce, ce ne vorbește, ce, ce ne spune aici. Zice, îndată a apărut norul, pentru că zice, acel nor mare și al se dea fiul omului. La venirea lui toți nelegiuiții sunt șterși de pe fața pământului, nimiciți de suflarea gurii sale și distrug de strălucirea slavei sale. Oamenii cred că se pot juca cu Dumnezeu. Oamenii cei care jocorească, mai bine s-ar opri și s-ar pocăi, s-ar întoarce la Dumnezeu, că nu fac bine. În primul rând, ceea ce fac, nu fac bine. Și zice că atunci aceștia, sunt nimiciți de suflarea gurii sale. Hristos să ia poporul său în cetatea lui Dumnezeu, iar pământul este golit de locuitori. Timp de șase mii de ani, lucrarea de răzvrătire a lui Satan a făcut pământul să tremure. El a făcut lumea un pustiu. Timp de șase mii de ani, repetă, sunt foarte multe paragrafe. Timp de șase mii de ani, și în același timp susținut de Scriptură, de Sfânta Scriptură, Timp de șase mii de ani temnița lui l-a primit pe poporul lui Dumnezeu și le-ar fi ținut în robie pentru totdeauna, dar Hristos a sfărâmat lanțurile. Ce se întâmplă în perioada celor o mie de ani, de la momentul respectiv? Chiar și cei nelegiuiți sunt acum în afara puterii lui Satan. Până atunci, Satan făcea ce vroia cu ei. Acum, numai în, acest, în acest, cadru, la acest punct, nu mai, pot să mai, nu mai poate Satan, nu mai poate face nimic. Și să vedeți ce scrie. Zice, nelegiuiții sunt afară, în afara puterii lui Satan, iar el singur înconjurat de îngerii săi rămâne să-și dea seama de efectele blestemului care l-a adus păcatul. Toți împărații, dar toți se odihnesc. Zice, timp de o mie de ani, satana va rătăci încoace și încolo pe pământul pustiu pentru a vedea urmările răzvăti împotriva legii lui Dumnezeu. În vremea aceea, în această vreme, suferințele lui vor fi profunde, el nu va avea. Dacă el, mii de ani de la răzvrătirea, de la rebeliunea, din locul acela imaculat de unde s-a născut în inima lui păcatul și împotrivirea, răzvrătirea, și perioada de șase mii de ani, el continua a fost într-o activitate intensă și acum, doar el și îngerii lui, niciun om nu mai există pe suprafața Pământului. Planeta aceasta, nu altceva decât o, o ruină, întreaga suprafață. Și observăm, zice, aici trebuie să fie timp de o mie de ani. Și zice, la, în timpul celor o mie de ani, între prima și a doua înviere are lui judecata. Oamenii cred că nu va fi judecată. Oamenii se măgăluiesc cu ideea. Nu, nu, să nu se înșele. Zice, cei credincioși, cei neprihăniți, domnesc ca regi și preoți pentru Dumnezeu. Ioan spune în apocalipsă am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele s-a dat judecata. Acum este timpul, așa cum a profetizat pro Apostolul Pavel, Sfinții vor judeca lumea și chiar pe îngezice. zice. Împreună cu Hristos ei judecă pe cei nelegiți, comparând faptele lor cu Biblia, cartea statutară, hotărând fiecare caz după faptele făcute în trup. Unde ne aflăm? Și acum să avem și concluzia acest lucru. Fără îndoială, suntem aproape, curând se vor încheia cei șase mii de ani. Să luăm Scriptura, avem cuvântul prorociei. În a 7000 de ani, pământul trebuie să se repauzeze. Întrebarea care se pune pentru fiecare dintre noi, Ești liber? Sau ești rob? Răspunsul pe care noi trebuie să-l avem și acesta îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu, acei care îl primesc pe Hristos trec de la moarte la viață, sunt eliberați prin puterea sa, însă eliberarea finală care va trebui să fie făcută de Dumnezeu în anul jubiliar când va începe acel jubileu, și când eliberați de pe această planetă, așezați în carul acela de nor și duși către locul acela imaculat trecând printre aștrii, printre heruvim și serafim, prin șiruri de îngeri, se pune întrebarea, tu ai vrea, eu aș vrea, am vrea să fim și noi cu acela care a murit pentru noi? Vine Domnul Iisus, să privim spre cer, că și de acolo ne vine izbăvirea. Noi trebuie să știm și este bine și drept să știm la ce piatră kilometrică ne aflăm. Să credem și să ne pregătim. Avem cuvântul prorociei la care suntem chemați să luăm aminte, să înțelegem, pentru că a fi indiferent este păcat. Să nu ne lăsăm încurcați de indiferența criminală. Ce e de făcut? Și cu gândul acesta încheiem. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Se apropie cel mai mare jubileu. Să ne pregătim. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Îi mulțumim pentru că ne îndreaptă privirea către marea răsplătire și favoarea pe care ne o face de a cunoaște adevărul și de a alege pentru totdeauna să fim de partea dreptății. Îi mulțumim pentru dragostea pe care a dovedit-o pentru Domnul Isus, care a murit pentru noi și înainte de a ne pleca în rugăciune, împreună o să ascultăm o cântare. Înainte de a asculta cântarea făgăduința pe care surorile Andra și Romi vor intona această cântare, vreau să vă reamintesc și vreau să vă invit pentru marțea viitoare la orele 20 să urmărim împreună și să fim dintre aceia care suntem interesați de Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu fratele Daniel Rândășoiu. Îi mulțumim lui pentru aceasta. Ascultăm cântarea care va aduce laudă și onoare lui Dumnezeu, după care va urma rugăciunea. Să ne dea harul său. Tatăl nostru care locuie sus în ceruri, în numele scump și prețios al Domnului Iisus, acela care a murit pentru păcatele noastre, în momentele acestea venim pe calea aceasta prin rugăciune să-ți mulțumim din toată inima pentru planul de mântuire, pentru prețul care a fost plătit pentru eliberarea noastră din robia cumplită pe care ne-a dus Satan prin păcat. Îți mulțumim pentru biruința câștigată, Îți mulțumim pentru că ai făgăduit că vei aduce timpul acela, jubileul acela în care vom putea fi întotdeauna cu tine, eliberați de blestemul păcatului, de jalea și vinovăția lui. Îți mulțumim pentru darurile tale, pentru binecuvântarea ta. Te rugăm ca să binecuvintezi cuvintele tale în inimile noastre, să binecuvintezi pe cei care au ales să asculte cuvântul tău și care vor alege pe mai departe să asculte cuvintele tale. Fă ne, Doamne, în stare ca prin puterea ta și prin harul tău să ne folosim de acest timp prețios, să ne formăm caractere după asemănarea divină. Iar când timpul va sosi și Domnul Isus va trimite pe îngerii Săi să adune pe aleșii Săi, în timpul acela te rugăm: ajută-ne ca să fim adunați în împărăția ta. Îți mulțumim pentru toate! Te rugăm ca să ne ajut să putem urâ păcatul, iartă-ne păcatele noastre, ajută-ne să facem ce este bine și drept, să răscumpărăm vremea, să umblăm în de acord cu voința ta divină. În numele Domnului Isus te rugăm toate acestea, fi cu noi, te slăvim acum și în veci. Amin.